Liber la vaccinarea cu Johnson Johnson în Statele Unite, reprezentanții Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA au recomandat vineri reluarea imunizărilor cu vaccinul anticovid-19. Utilizarea serului a fost suspendată după ce șase femei au dezvoltat cazuri de cheaguri de sânge în asociere cu niveluri scăzute de trombocite. O comisie consultativă a Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite ale Americii consideră că beneficiile vaccinării cu serul într-o singură doză Johnson Johnson sunt mai mari decât riscurile. Decizia va permite ca autoritățile de reglementare din SUA să ridice suspendarea temporară a utilizării vaccinului începând cu acest weekend. După ce recomandarea făcută de CDC a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 4 împotrivă și o singură abținere. Pe 13 aprilie, Administrația pentru Medicamente și Alimente și CDC au au cerut statelor să oprească temporar utilizarea vaccinului pentru COVID-19 al Janssen Janssen, în urma rapoartelor despre cheagurile de sângerare. La câteva ore de la avertizare, mai multe state, precum și unele farmacii naționale, au oprit vaccinările cu vaccinul Janssen Janssen, singurele rămase în uz fiind serurile de la Pfizer și Moderna. Și autoritățile române așteaptă o decizie în vederea utilizării acestui ser. Primele 60.000 de dose de vaccin anticovid Janssen Janssen au ajuns în urmă cu mai multe zile în România.